Un tânăr de 19 ani este principalul suspect în cazul agresiunii ce a avut loc vineri, 19 aprilie, în localitatea Moțca, în care un bărbat de 26 de ani a fost înjunghiat. Presupusul agresor a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola Iași, unde va fi expertizat pentru a se vedea dacă a avut discernământ sau nu în timpul comiterii faptei. Pe data de 16 aprilie, în jurul orei 12, fiind pe raza statului Moțca și urmare unui conflict preexistent, suspectul în vârstă de 19 ani a aplicat persoane vătămate de 26 de ani o lovitură cu un cuțit în coapsa dreaptă, cauzându-i leziuni importante cu interesarea venei femurale. Victima a fost rănită grav, iar salvarea de la o tragedie s-a datorat intervenției prompte a polițiștilor și a cadrelor medicale. Salvarea vieții victimei s-a datorat intervenției prompte a organelor de poliție și a cadrelor medicale competente. Reamintim faptul că scandalul a avut loc în stradă și s-a petrecut rapid. Presupusul agresor a fugit de la fața locului și a fost oprit în trafic pe raza județului Neamț. Victima a ajuns la spitalul Sfântul Spiridon din Iași, cu plagă înjunghiată penetrantă, coapsă, cu secțiune de venă femurală și șoc hemoragic. Cercetările au fost preluate de procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Iași.